Reprezentanții sistemului hidrotehnic din Valea Jiului spun că seceta a afectat cursurile de apă. Situația va deveni mai îngrijorătoare în luna septembrie, când aceasta este considerată o lună foarte secetoasă din punct de vedere hidrotehnic. Privind alimentarea cu apă a populației, care se face de către Societatea Apa Ser Petrușani și captează apa din cursurile de apă ale Vâii Jiului, care sunt în administrarea apelor române, o să spun că nu sunt probleme. Alimentarea cu apă se face normal. Din punct de vedere al deficitului de precipitații și al temperaturilor foarte ridicate din ultimul timp, sigur că nivelurile pe cursul de apă au scăzut semnificativ, dar pot să spun că nu sunt o situație îngrijorătoare până la ora aceasta. Mai precis, pot să spun că sunt sub media normală, dar bucurător ar fi faptul că nu sunt sub cote alarmante. Cele mai afectate zone sunt cele unde cursurile râurilor au un debit scăzut pe toată perioada anului. Sigur că sunt zone unde nivelurile sunt foarte, foarte mici și aici aș spune Jiețu, aș spune râul Balea de la Parușeni, aș spune Jiu de Vest în zona Câmpușel, aș spune râul Lazăru, tot zona lui Câmpul Luneac. Dar ne-am confruntat în anii trecuți cu situații mult mai rele din punctul ăsta de vedere. Cum spuneam de fiecare dată, din punctul meu de vedere, seceta acută se va înregistra în luna septembrie. Deci, pe fondul lipsei de precipitații și al temperaturilor foarte, foarte ridicate, consider că nivelurile pe cursul de apă vor fi în scădere. În ceea ce privește nivelul barajului de la Valea de Pești, acesta este sub cotele normale, însă situația nu este una alarmantă, nu deocamdată. La barajul Valea de Pești avem cu 80 cm sub nivelul normal de retenție. Situația, zic eu, că la ora asta este destul de bună, întrucât nu sunt probleme de restricții, privind alimentarea cu apa populației. Rezerva de apă este destul de bună. Și noi încercăm să-l administrăm așa cum trebuie ca să gospodărim apa, ca în perioadele, cum vă spuneam, în septembrie să nu avem restricții privind alimentarea cu apă a populației. Asta este, de fapt, deviza noastră numărul 1. Să nu impunem restricții privind alimentarea cu apă a populației. Zilele trecute au fost înregistrate precipitații în mai multe zone ale Văii Jiului, fapt care a dus la creșterea debitului râurilor cu câțiva centimetri.